toții știm că secolul 20 a fost scutit de cele două mari conflagrații mondiale, iar prin sacrificiul eroilor, pacea a fost reinstaurată în balanța puterii. De aceea considerăm că azi, de ziua eroilor, e momentul cel mai potrivit să le cinstim memoria și să le aducem un prinos de recunoștință pentru sacrificiul suprem făcut de ei în numele libertății și a păcii. Din perspectiva Colegiului Național Mihai Eminescu, am pregătit proiectul Pacea e capodopera rațiunii. Activitatea se desfășoară în două etape. Azi am parcurs deja una din aceste etape, Marșul Păcii, care s-a desfășurat în traseu prestabilit și s-a finalizat cu o depunere de coroană la Monumentul Ostașului Român. În a doua parte a activității, de tip dezbatere și cu caracter educativ, am ales să aducem în discuție, prin prisma memoriei colective și a gândirii colective, tema păcii mondiale, a valorilor care o definesc și care o mențin, deoarece trebuie să cultivăm în tinerele generații cultul păcii. Pentru acest motiv, am considerat că trebuie să ne mobilizăm, să implicăm întreaga societate civilă și iată, am reușit, după cum se vede, să-i aducem alături de noi și pe reprezentanții societății civile. Am avut din partea veteranilor de război reprezentant care le-a vorbit despre al doilea război mondial. Dacă este să vorbim despre pace, trebuie să ne aducem aminte că, în primul rând, trebuie să facem eforturi pentru a menține pacea. Cu toate acestea, la ora actuală, în lumea noastră, acest fenomen al păcii este încă dorit, dar nu există pacea absolută, din păcate.